Am revenit și așa cum vă spuneam și înainte de pauză, urmează să aflăm cum îi educăm pe copii pentru a se feri de pericolele de pe stradă sau chiar și de la școală. La început de an școlar, după o perioadă lungă în care n-au mai interacționat ca înainte, copiii au nevoie de sfaturi cât mai aplicate pentru a fi atenți și vigilenți acasă, pe stradă sau la școală. Așadar, Poliția Română a demarat o campanie de prevenire a victimizării minorilor, despre care aflăm mai multe de la comisar șef Ramona Dabija, directorul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație și bine v-am regăsit! Care sunt pericolele la care sunt expuși cei mici? Așa cum ați prezentat înainte, la nivelul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității avem o serie de proiecte, de campanii aplicate pe mai multe paliere. Învățăm copiii cum să fie în siguranță acasă, pe stradă, la locul de joacă sau în parcuri, dacă vorbim de adolescenți, la școală și în ultimul an am pus accent mai mult pe siguranța lor în mediul online. Pentru fiecare categorie de vârstă avem mesaje adaptate nivelul lor de cunoștințe. De asemenea, așa cum ați precizat, am avut la început de septembrie, am demarat deja o campanie sub sloganul Vacanța s-a terminat, sunteți pregătit pentru un nou început. O campanie al cărui grup țintă au fost părinții, bunicii sau adolescenții. Ne-am întâlnit cu ei în diverse activități și le-am reamintit părinților că cel mai important lucru, înainte de orice, trebuie să-și facă timp pentru copilul lor. În fiecare zi, 5 minute, nu mai mult, trebuie să stea de vorbă cu cei mici și din discuțiile pe care le poartă împreună să afle dacă ei sunt ok sau din contră, dacă sunt victimele vreunei o nemulțumire sau victimele vreunei infracțiuni. Pericolele în fiecare mediu se pot regăsi. Tocmai de aceea e important să vorbim cu cei mici. Și o să vă dau un singur exemplu. Am făcut în primăvară un studiu pe siguranța online a copiilor, iar tu ca părinte stăteai acasă, liniștit, munceai, pentru că toată lumea și-a petrecut viața din real în mediul online, și atunci nu aveai acea siguranță, tu știai că copilul tău e bine pentru că îl vedeai lângă tine, dar nu-i cunoșteai prietenii virtuali pe care el și-a făcut în această perioadă. Iar unul dintre lucrurile care nouă ne-a atras atenția a fost cyberbullying-ul, foarte prezent în cadrul jocurilor video pe care copilul le joacă de acasă și interacționează cu tot felul de alții copii sau adulți, pentru că nu știi niciodată cine se ascunde în spatele acelui profil și el poate fi victima acestui cyberbullying. Dar cum le explicăm totuși copiilor? Ce le spunem despre pericolele la care pot fi expuși? Discutăm cu ei. E important să știm că copilul nostru nu trăiește într-o bulă de cristal. El trăiește în viața reală și atunci când nu este alături de noi, el poate întâlni tot felul de oameni. E foarte important ca el să învețe, iar noi ca părinți, ca adulți responsabili, să-l învățăm să recunoască pericolele, să-l învățăm cum să reacționeze și, foarte important, cui să ceară ajutorul. Subiectul furturilor, al jafurilor, cum îl abordăm? În primul rând, noi recomandăm părinților să fie foarte atenți la ce obiectele dă copilului, cum îi învață să gestioneze banii pe care ei îi primesc de buzunar. Tot aici intervine iarăși comunicarea, ne întoarcem tot timpul la comunicare. Și foarte, foarte important este să ne învățăm copilul că cel mai important este integritatea lui fizică. Putem renunța la obiecte, foarte ușor, ok, vrea cineva să-ți-l ia, dă-i-l, dar imediat pasul următor este să apelezi la un adult și să spui ce s-a întâmplat, să reții cât mai multe elemente, ca și la adulți. Dacă ești victima unei infracțiuni de furt sau de tâlhărie, e important să reții cât mai multe semnalmente și să apelezi la poliție. Așadar, dacă unui copil îi se cere într-un mod agresiv telefonul, portofelul, îl învățăm să-l dea, nu? Îl învățăm să anunțe din timp, pentru că nu vine nimeni să-ți-l ia din prima. Întotdeauna, din experiența noastră, sunt tot felul de semne. Și e bine să aflăm aceste semne și să nu ajungem până în acel moment în care cineva i-a smuls telefonul din mână. Dar dacă i-a smuls telefonul din mână, e bine să se uite, să-l vadă, să rețină cât mai multe semnalmente și să anunțe de urgență cel mai apropiat adult în care el știe că trebuie să aibă încredere. Colegul meu, Bogdan, este tatăl unei fetițe superbe și are chiar acum o întrebare pentru dumneavoastră. Doamna comisar șef, absorbit de discuție, mi-am dat seama că eu, ca părinte,
Am o frică mai mare decât situația în care este furat telefonul, de exemplu, copilului, pentru că lumea asta este nebună și rea, cum se zice. Există și pericolul de a fi răpit sau de a păți lucruri mult mai serioase de atât. Și atunci, nici nu-mi dau seama cum prezinți ideea asta unui copil, că poți să-l sperii, poate inutil, dar în egală măsură vrei să fie și conștient de pericolele astea. Cum vorbim cu ei despre posibilitățile astea mult mai serioase decât furtul unui telefon? E bine, în primul rând, să precizăm că în România nu s-au întâmplat astfel de cazuri de răpiri, din fericire. Nu, au fost tot felul de povești, au fost tot felul de legende care au circulat și e bine să le discutăm cu copilul și orice întrebare are, să-i găsim răspunsul adecvat vârstei. De asemenea, ce vă recomand eu, bineînțeles că noi nu dăm sfaturi, noi facem doar recomandări, iar dumneavoastră ca părinte știți care este cea mai bună metodă pentru copilul dumneavoastră. Noi vă recomandăm să vorbiți cu copilul, să-i explicați că există posibilitatea ca la locul de joacă sau pe stradă când vine singură de la școală să fie abordată de tot felul de persoane. Și atunci ea trebuie să știe exact care sunt adulții în care ea poate să aibă încredere. Chiar vorbeam înainte de emisiune, eu cu copilul meu am făcut un experiment când era mai mic și îl întrebam dacă el se află la locul de joacă, dacă vine un domn și arată un cățeluș pufos și spune, uite, hai cu mine de aici din parc, că la mașină am încă un cățeluș identic și pot să ți-l dăruiesc, s-ar duce sau nu? Inițial copilul, pentru că își dorea un cățel, a spus, bineînțeles, cum, nici nu se mai gândea. Cățel drăguț, după care am discutat și i-am explicat, ok, dacă tu pleci de la locul de joacă și mama sau bunica știe că ești acolo și nu te mai găsești acolo, nu te gândești cum ar fi, ce ar simți ea sau ție, ți se poate întâmpla ceva, nu putem să mergem așa cu orice persoană. Tocmai, de aici și vorba, nu discutăm cu străinii, nu? Niciodată. Și asta ne învățăm copilul și noi avem programe dedicate copiilor încă de la grădiniță. Mergem și le explicăm de ce doar mami și tati are voie să ne ia de la școală sau bunica sau persoana pe care mami și tati ne-o prezintă înainte. Nu plecăm nicăieri. În magazin, dacă ne rătăcim, la fel, nu plecăm cu nimeni. Rămânem exact acolo unde mami știe că ne-a lăsat. Sau mergem mai departe și povestim cu ei și le explicăm de ce atunci când ni se oferă ceva dulce sau un joc video, nu avem voie să urcăm în nicio mașină, chiar dacă ni se spune, uite, m-a trimis mama sau tata să ne ia. Cam asta este ceea ce recomandăm noi, comunicarea cu cel mic încă de la vârste fragede, pentru că deja ajungem noi la 15 ani cu un copil adolescent și avem pretenția ca de atunci încolo să devenim prieteni, pentru că relația aceasta de încredere se construiește de mic. Dar cum îi facem totuși pe copii să înțeleagă că siguranța lor depinde foarte mult de atenția lor? Ce recomandare aveți pentru părinți? Eu nu sunt de acord să punem, eu personal, să punem această responsabilitate strict pe umerii copilului. Copilul trebuie să știe că în spatele lui se află o echipă. Echipa este făcută din părinți, din bunici, din persoanele în care el știe, la care el poate apela atunci când are o problemă. Orice problemă are o rezolvare, dacă o discutăm, dacă știm că în familie nu suntem judecați. La fel, în această perioadă am făcut un studiu pe dispariții de copii și de aici ne-a și venit ideea cu campania. Cei mai mulți copii care pleacă voluntar de acasă, din familie, pleacă din cauza discuțiilor cu părinții pe teme școlare. Ba că nu are note bune, ba că există un copil din comunitatea lor mult mai bun decât el și atunci copilul se simte frustrat, nu se simte apreciat, nu știe că acolo în familie el este valoros și tocmai de-aia am mers către părinți și i-am rugat, le-am recomandat să fie un pic mai atenți la felul cum abordează problema. Deci acesta este mesajul nostru. Există doamna, o echipă. Doamna comisar șef, faptic, ce le spunem copiilor? Cu cine trebuie să vorbească ei în momentul în care sunt în pericol? Sunt pe stradă, s-a întâmplat ceva, ori cineva vrea să le ia telefonul, ori o problemă de altă natură. Ce îndrumăm să facă primul lucru? Care este cea mai bună variantă pentru ei? Prima variantă este să țipe, să facă zgomot, să atragă atenția asupra situației și ideal ar fi ca adulții din jur să și riposteze. Dar de obicei știm că nu se întâmplă exact ca în filme. Deci când e vorba de copii, nu reacționează oamenii? Experiența ne-a arătat că de multe ori nu. Dar atunci când
cineva îi întreabă, ei se ceară neapărat să fie contactat un polițist, să se sune la 112 și atunci colegii mei care sunt pe stradă cu siguranță vor lua măsurile necesare. Neavând telefon, de exemplu, în prima fază, ei trebuie să ceară ajutorul cuiva din jur. La adultul responsabil care se va implica și îl va vedea. Bine, noi aici vorbim de vârste destul de mari. De la 10 ani în sus, când copilul este singur pe stradă. Adică recomandați ca până în 10 ani să nu meargă singur pe stradă? Eu recomand ca părintele să fie puțin, să-și facă programul în așa fel, încât să știe tot timpul, indiferent de vârstă, unde este copilul lui, cu cine își petrece timpul, care este traseul pe care el trebuie să-l parcurgă de la școală sau de la locul unde el se duce până acasă. Și e important să-și comunicăm și să știm unii de ceilalți de fiecare dată unde suntem. Și eu ca părinte trebuie să-i spun copilului meu când vin, la ce oră, unde sunt, astfel încât nici el să nu-și facă griji că eu nu am apărut la ora la care am promis. Mulțumim pentru toate aceste informații. Vă mai așteptăm pe la noi. S-a aflat alături de noi comisar șef de poliție Ramona Dabija.